Înainte de începe acest clip, vreau să-ți prezint o aplicație foarte utilă. Cu această aplicație îți poți băga diamante absolut gratis pe Free Fire și dacă vrei să instalezi această aplicație, se numește Free Diamonds, dar ți-am lăsat un link în descriere pentru a-ți fi mult mai ușor de a descărca-o și plus de asta, dacă o descarci de pe linkul de descriere, poți băga acest cod care ți apare chiar acum pe ecran pentru a primi un bonus de 20 de diamante absolut gratis din partea mea. Și dacă te întrebi cum poți face mai multe diamante gratis cu această aplicație, păi e foarte simplu. Apeși aici jos pe Diamond, te duci la diamantul mare din stânga, apeși pe el, iar aici ai mai multe aplicații pe care dacă le instalezi, vei primi niște diamante exact la tine pe aplicații, diamante care le poți vedea exact aici. Iar atunci când strângi 100 de diamante, le poți băga foarte ușor la tine pe cont pe Free Fire. Cum le poți băga e foarte simplu. Apeși pe butonul ăsta mare frumos și aici în dreapta sus, după cum vedeți, mie mi-apare aici mai multe plate pentru că deja am făcut câteva tranzacții cu această aplicație, dar ție nu o să ți apară nicio plată, o să ți apară după ce ai 100 de diamante, să dai pe Receive, apeși pe el, dai OK. O să-ți apară o reclamă de câteva secunde, iar după ce se termină reclama, o să-ți apară un cod, cum îmi apare mie chiar acum. Voi nu-i dați copii, vă duceți frumos pe Google și căutați exact cum am scris eu aici. Dați pe lupă, trebuie să aveți ID-ul de pe Free Fire copiat, intrați pe primul link, acum dați pe Free Fire, Free Fire ID, sau voi puteți să băgați pe Facebook, băgați ID-ul de pe joc, dați login. Iar acum vă cere codul. Ce cod? Ei bine, este vorba despre codul ăsta pe care dacă îl copiați, cum îl copii și eu acum, și intrați înapoi și îl băgați și scrie aici plată cu succes. Adică s-a tranzacționat direct pe contul vostru 110 diamante. Așa că tot ce trebuie să faci este să apeși pe primul link din descriere, să descarci aplicația, să folosești codul pe care apare chiar acum pe ecran și vei primi 20 diamante în cont, iar după apeși pe Free Diamonds și dacă dai pe diamantul ăsta și descarci câteva aplicații și te joci pe ele, vei primi niște diamante, diamante pe care le poți băga după pe Free Fire. Este foarte simplu de folosit, mai ales dacă nu vreți să băgați bani în Free Fire sau nu aveți posibilitatea, această aplicație te poate ajuta garantat. Salutare guys, eu sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou episod și astăzi când filmez eu este ultima zi în sezonul 24 de rank pe Free Fire. Da, ați auzit bine, probabil când vedeți voi acest clip deja mai e, nu știu, câteva ore până se restează sezonul și dacă vă întrebați, da, o să urc cât de mult pot, o să încerc să urc mai sus de top 5 regional, o să încerc să fac și top 1 dacă pot, dacă vă întrebați de squad, nu am un squad planificat dinainte, din păcate. Păcate pentru mine nu am un squad, dar poate să-și mai joc la solo, poate să joc la duo, nu știu, o să văd eu ce fac. Ideea este că nu o să mai am timp să filmez clipuri sau să le editez, deoarece o să joc foarte mult la rank și o să încerc să urc cât mai mult, dar am filmat câteva clipuri dinainte pe care o să le vedeți voi zilele astea care vor urma, zilele care nu o să am timp să mai postez, pentru că vă dați și voi seama. O să joc foarte mult, o să stau noaptea până târziu și nu știu exact... care va fi programul meu, ok? Nu știu cât o să mai dorm, nu știu cât de mult o să joc. Așa că, da, trebuie să facem într-un sezon top 1 pentru că v-am promis și tot am liber și pot să joc. Așa că, băieți, așteptați-vă la ce mai bine, să zic așa. Așa că urmăriți-mă, dacă vreți să mă urmăriți, mă găsiți pe regional de acum înainte. Bine, de azi, cred că din seara asta, să zic așa, de când postez clipul, din seara asta, cred că, pentru că trebuie să fac 3600 ca să intru pe regional. Dar, în fine, băieți, nu uitați să mă urmăriți pe regional, astăzi facem cel mai mișto challenge, 1 vs 6 pe full control. Știu că o place foarte mult acest challenge și pentru cei care nu ați urmărit acest challenge de la început, despre ce este vorba, eu o să joc normal, adică pe standard, o să joc absolut normal, iar adversarii mei vor juca tot 6 pe full control. Da, ați auzit bine, despre asta este challenge-ul, așa că, băieți, revenim din match cu rumul, să sperăm că o să găsim și player de treabă care să nu se dea pe standard sau să nu tragă cu AFM-uri sau cu grânăzi sau mai rău cu pumnii. În fine, revenim din meci, băieți. Ok, guys, ăștia sunt playerii, sunt 6 playeri frumoși și bă, rugați-vă să joc cât de cât decent, deoarece n-am mai jucat la rumuri cu arme de vreo 2 săptămâni. Ultimul rum al meu am jucat cu pumnii, bă, cu pumnii am jucat 1 vs 6 mai de mult, am făcut un challenge. Așa că, băieți, nu cred că o să fiu cel mai bun player cu arme. Cel puțin primele 2-3 runde nu mă băgați în seamă, băieți. Ok, bă, trebuie să am grijă aici că nu am glu. Mamă, cum trag toți, bă, bă, nebunilor. E bine că au deagle prima rundă și le e greu tare de tot pe full control să mă nimerească. Nu te cred. Băi, eu vreau kill-ul, nu știu cum. Hei! Mă, și trăgea asta non-stop cu deagle-ul, ești normal. N-am glu, lasă-mă-n pace. Lasă-mă! Urât-o!
A picat în zona aia, a picat în zona, era la utare și a picat în zona. Bun. Bine, dăm glu, dăm glu, dăm glu. Dăm glu. A, mai e unul, bine, bă, hai că mai e unul. Bun, bă, prima rundă îi bat ușor, oricum, că au doar Deagle. Parcă vezi acum când dă ăsta direct cap. Mamă, cât de aproape era. Dă-te în puii mei, cum mi-a sărit ăsta în față, ești nebun. Mamă, cât de aproape era să mă bată. Bun, GG, 1-0, băieți. Și acum e problema mare, pentru că... Acum, bine, de fapt nu e problemă, problema e că nu o să mă pot eu mișca foarte bine pentru că n-am mai jucat de mult la rumuri și nu prea sunt obișnuit cu gluri și așa, gluri infinite. Așa că cred că o să fie o problemă cu mișcarea mea. Deci nu știu cât de bine o să mă pot mișca, dar încerc să mă antrenez cât mai bine pentru că trebuie să mă mișc rapid, bă. Gândiți-vă că ăștia acum o să-și iau MP-uri, MP5-uri și chestii de genul ăsta și o să-și pună scopul ca să mă omoare. Pun scopul pe capul meu, știu că le e greu să tragă pe full control, dar e problema asta cu scopul, băieți. Că-și pun scopul și trag. Mamă, stai că vin și pe dreapta ăștia, bă. Ah! Nu cred că s-a pus capul. Bine că oricum nu murea dacă îi dădeam cap. Bă, dar ce vin bă ăștia așa? A, bă, am și lag. Ho, bă, nebunilor, nu mai pot să plec de aici. Lăsați-mă în pace. Urâților, lăsați-mă în pace. Hai! Da. Mi-a dat și cap, am înțeles. Și eu dau la vestă. Mama, asta e greu cu SG-ul cu două, că mereu trebuie să-l încarc. Am și pingul mare. Ba, n-am pingul mare. De ce mi se pune glurile așa greu? Ai, n-am glanțe pe SG. Ai, mă, că e în cap. Da, da, băieți, voi nu faceți ca mine. Nu faceți ca mine, băieți. Bă, trebuie să-i bat neapărat, că după aia se strânge zona și nu mai apuc să-i bat dacă nu-i bat acum. Are un cap, are un cap? Trebuie să-i pun loc neapărat. Bă, da. Da, băieți, hai că mi-a pun loc, dacă ei mi-a zburat casca să mă bată, m-a dat la 3 capuri, ești nebun? Da. Băi, e rău dacă stai pe loc, mă, dacă stai o secundă pe loc, deci dacă faceți și voi challenge-ul ăsta, dacă o secundă stați pe loc și nu vă mișcați rapid, gata, vă ia capul, că vă pune scopul și imediat vă dă cap. Da, și acum n-am nici vestă, băieți. Sper că o să joace în continuare cu SMG-uri, că dacă joacă cu shotgun și îmi dă un shotgun la vestă, da, e jale rău de tot. La mine e cam greu cu SMG-ul ăsta mare, dar încercăm. Încerc să mă obișnuiesc cu glurile, să pot să pun și eu gluri mai rapid, da. E rău după două săptămâni în care ne-am jucat, două, trei, nici mai știu. Fiți antena, dacă vine unul pe aici, dacă vine unul pe aici, nu mai vine, băieți, vă zic eu, nu mai vine. Ia, șt, liniște, băieți, șt. Hai, nu! Ia te la vestă, cum? Salut și ție! Mă, venea spre mine, Vere. Au! Bun, un loc. Nu mai pune tu ținta cu scopul, că te-am văzut. Micuța ta, bun. Bă, unul a murit eliminate, băieți, nu mă întreba ce s-a întâmplat. Ăla are SG mare. Mă, dacă n-ar pune multe gluri... O, bă, că sunteți trei! Are un cap? Mamă, nu mai am glanțe! Stați așa, că încerc să fac ceva aici. Bun, bine pe cap! Ah. Vreau să fac eu altceva, dar nu mi-a ieșit. Nu a luat cap, nu mai am glanțe, nu mai am glanțe, mamă, și ăsta încarcă greu de tot. Lăsați-mă, bă! Mă, ăsta în alb vrea neapărat să mă bată, mă, voi vedeți câte gluri pune, mă? Ăla în alb, asasinul ăla în alb. Ca să nu mai zică la fata asta, la caracterul ăsta de fată, i-am dat, bă, i-am dat de două ori, i-am dat cap și nu moare. Bine, nu i-am dat full cap, da? Avea glu în spate și nu intră capul. Și acum n-aveau nici glu în spate, dar sunt eu bot și nu-i dau cap. Și acum iară sunt bot că nu-i dau cap. Toma, mamicuța voastră, bă, dar mi se pune glurile greu, nu știu de ce. Și acum iară sunt bot că nu-i dau cap. Și acum nu mai am glanțe, nu mai am glanțe. Lasă-mă pace, lasă-mă pace, lasă-mă pace, lasă-mă, 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 lasă-mă.
Lasă-mă, trage la picioare. Și acum iară sunt bot că dau la vestă. Și acum nu mai sunt bot că dau la cap. Și tu, asasinule, vină cu a. Nu e că i-am spart lui ăsta vestă, să mă bată, mă, dacă mă mint. Hai, vină cu aici. Un glonț mai am, perfect. Exact ce trebuia, 2-1, bun. Bă, a fost o rundă mai intens. Nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine a fost mai intens, așa, nu știu. Ăla în alb, asasinul ăla în alb vrea cu orice preț să mă bată, deci nu știu cum să vă zic, dar nu mai știa câte gluri să bună, să deznormali. Bun, bă, toate ca toate, dar eu am bani de pârâitoare, bă. Așa că cred că o să-i luăm o pârâici. O pârâici, băieți, o pârâici. Luăm o pârâici. Și încercăm să le dăm one tap, băieți. One tap încercăm să le dăm. Vedeți când mai intră capul XG-ul, cum intră, se cunoaște, bă, după două săptămâni în care nu mai joci la români, nu-ți mai intră capul, chiar dacă joci la rang. Bine, la rang, nici la rang nu pot să mă laud că am mai jucat. În ultimele două săptămâni am cam fost absent pe Free Fire, pot spune, adică am jucat foarte rar. Dar e ok, băieți, că se restează sezonul. Uite, mă, nu mai pot să pun glumă, cum punem eu, ba, tot. Da, în fine, o să mă antrenez. Aoleu, salut! Uai! A pus cronă, bă! Nu cu spasul. Dacă-mi da la un hit de spas, mă bată mama. Are vestă de 4 ăla, cred că a luat de la drop. Nu, mi s-a pus ținta pe altul. Bă, dar câți au venit? Toți 6 au venit aici să mă bată mama. Lăsați-mă, uite-i, bă! Fiți-am de la aici. Fugi, bă! Vine și zona. A, mersi, bă, băieți, că mă înconjurați aici toți 6, mersi mult. Ăla stă pe crau ce așteaptă cu scopul. Mamă, că ești nebunis. Ia ca, mă, puritoare, ce am? Nu, pe sus. O, bă, că sunteți prea mulți. Bă, lăsați-mă, bă. Da, băieți, cred că aici mi-e sfârșitul. A, sau nu. Ui. Ce mă nervează asta cu spasul, mă. Mamă, bă, trebuie să-i pun noc vere că 6 și dacă nu încep să-i pun noc, după aia rămân cu 6 în finală și nu mai am timp să-i pun noc. Am digă, lasă-mă pace. Săracu. Am să facă timp, săracu. Bă, mor aici! Noroc de Skyler, doamne! Prea mulți, bă! Deci mai știu să zic, ești nebun când îi văd câți ies. Câți, doamne, iartă-o, mai sunt, bă! Mă blochează în zonă. Mă blochează în zonă, nu te cred. Bă! Are două capuri. Am pus, bă, câți 4, 5 am pus noc. Bă, vere, nu mai avea cască asta. Bă, vere, bă, dar m-a blocat în zona acolo. Dacă nu punem alea 3 gluri în față, poate îl bătem și pe ultimul acolo. Dar mi-a pus glurile alea în față, bă, ce urât, bă. M-au murit urât rău de tot aici. Asta e, 2-2, bă, că vor să mă bată băieții cu orice preț, nu se lasă. Nu mai am bani de SG. Avem bani doar de puritoare. Asta e. Și problema e că au câștigat ei runda și o să aibă mai mulți bani ca mine. Dar hai să vedem ce arme și au băieții. Nu, mi-a intrat greu capurile, bă, nu putem să-i pun loc la început. I-am pus bine pe capul la sfârșit, dar i-am pus greu rău de tot. S-a strâns zona mult, erau mulți playeri și n-am mai apucat să mai pun pe toți. Trebuie să-i pun de la început loc. Să spun așa câte unul până îi pun pe toți. Păi ea se duc la drop, mă. Pe aici n-a venit niciunul, mă. Spre partea aia altă. Iau și eu drop-ul atunci, băieți? Unde sunteți? Salut, băieți! Poate iau și eu un drop. Salut, băieți! Salut, bă, pop! Cara 98 cu atașa mea, bă! Mamă, fiți antena aici! Aha, nu mai fiți antena! Mamă, cât de greu trage! Oi, bă! Mi-a dat ăla... Ui, bă! Lasă-mă în pace! Mi-a dat cu CG-ul direct în vestă, un hit. Mamă, i-a luat capul. I-a luat capul, bine? Mi se pune greu glurile, bă. Hai!
Bă, de ce joacă toți cu spas? Mi-a trebuit mie car. Am lag. Mă, câteodată am lag așa, iurea, degeaba, mă. Exact când e mai important să trag, am un lag. Lăsați-mă, bă, că nici nu mai pot să pun glue-ul ăla cât sunteți. Lăsați-mă, nebi, în pace. Da, am încercat să-i dau cap cu oameni. Bă, cât ies, bă? Nu. Mi-a dat un cap cu șantină să mă bată mama. Sunt prea mulți! Nu cu pumnii, bă, că n-aveți voie cu pumnii! Am murit de zor. Nu mai avea la viață. Mamă, nu mai dați la glumuri, bă, mă, străi, bă! Și vine zona. Asta nu știu ce facea, să mă bată oa, dacă vă mint. Nu știu dacă ați fost atenți, de după ce l-am pus pe la al doilea, asta se învârtea cu puritoarea, după mine nu mai știa unde sunt. Nu știu dacă ați fost atenți, dați înapoi să vedeți. Trăgea cu puritoarea, trăgea când în spate, când în față, nu mai știa unde sunt, să mă bată mama. Băi, e greu pe full control, mă, știu cum e, că nu se pune ținta pe player și e greu rău de tot să tragi. Dar toate ca toate, băieți, dar cara la 1v6, cara cu atașament, nu e combinație, vă zic eu, nu e combinație. Când te bați la apropiere, păi până se pune scopul, până trage glonțul, trebuie să stai o grămadă nemișcat, ești nebun, imediat îți dă cap. Am încercat eu acolo o fază, am rămas în 10-11, ești nebun. Nu mai pot să pun glule cum le punem, adică le pun, dar, nu știu, nu mai... Pun și eu în loc cu ghigălu, băieți. Ce să pui, bă, că ăștia vin cu 100 de gluri. Suim sus rapid, nu trageți, băieți, lăsați-mă în pace, că am lag. Mă, ce greu, what? Au venit peste mine, bă. Au venit peste mine, bă, dușmanii, bă. Săracu. Ui, bă, de unde mi-a dat? Stați, bă! Două capuri bine, au! Mă, dar ce greu, bă, nu mi se pune glurile, bă, împing! Ce mai, bă, mă, că împingul bun, de ce mi se pune așa greu glurile? Dacă tot am început bine cu SG-ul... Bine, două capuri, hai, mă, nu mi se pune glurile. Bine. Și acum cu SG-ul, dacă tot am început bine... Hai să și terminăm, zic. Hai că am terminat, dacă e ceva. Hai, lasă-mă. Bă, de ce? Uite, mă, ce cap mi-a dat. I-am dat și 100 și ceva. Mă, dar cum dăm un cap cu spasul ăștia? De ce joacă toți cu spasul? Nu înțeleg. Au descoperit ăștia ceva la spas care nu știu eu și dă pe full control, că nu înțeleg. Uite cum trage ăla. Hai, mai stai așa, mai e șmecher? Nu mai e șmecher. Bă! Tot mă, micuța ta. Dacă vine dușmanii, bă. Vine dușmanii peste mine. Vor să mă omoare. Dacă trăgeam cu păritoarea... Da, i-am dat dacă e. Bă, mai sunt doi playeri, mă, trebuie să am grijă, că e zona mică. Bine. Ai venit exact unde trebuie, viața mea, exact unde trebuie ai venit. Lasă-mă, mă, să-mi încarc SG-ul. Vezi să nu te ia zona, viața mea. 4-2, bun. Bă, asasinul ăla stă până la sfârșit, mă, mereu vrea să mă bată, mă. Mereu vrea să mă bată asasinul ăla. Ah, bun. Bă, avem bani acum, avem 6100, dar... Dar nu prea știu ce să-mi iau. Îmi iau așa și așa. A, dar stai, mă, că aveam digger. Bă, ce prost ăsta. Am consumat bani degeaba. Dar e ok, că oricum mi-ajung bani. Bă, hai că m-am obișnuit cât de cât. Cred că după ce termin rumul ăsta, după aia sunt în formă. Dar păcat că nu o să mai joc, că se restează mâine sezonul și cine mai stă să joace la rumuri. Dar eu mă antrenez repede, nu-i problemă. Dacă joc un meci, după aia nu mai am treabă la rumuri.
O, bă, de ce trageți din bază? Hai, veniți încoa, băieți. Pica wardrop-ul în cap să vă pice, bă. Mamă, cum vin toți trei. O, bă, m-a văzut. M-a văzut dușmanii, nu mi se pune glob. Vedeți, băi, ce se întâmplă atunci că stați o secundă pe loc? Nu mi s-a pus glumea, mi-a zburat casca să mă bată, mă bată, două capuri mi-a dat. Că trag cu scopul toți, mă, ai nașpa. O, bă! Mă, dar ce oște mă de dau așa? Iu-te-o! Da. Am stat prea mult, Johnule, pe loc. Am vrut să pun glu, am stat prea mult pe loc, bă, e greu, mă, că ăștia pun scopul și unul din toți îți dă cap, știi? Mi-a dat asta cu ipicurul la apropiere de cap să mor. Mai încercăm o combinație cu SG-ul cu două băieți. Băieți, mi s-a oprit puțin filmarea pentru câteva secunde, dar e ok care a venit. Bun, ia veniți, mă, dușmanii mei încoa. Băieți, problema e că mi s-a oprit puțin filmarea. Dar bine că nu mi s-a oprit când mă bat cu ei. Nu știu ce are telefonul ăsta în ultimul timp. Îmi oprește singur filmarea. Nu știu de ce. Hai, băieți, iau și eu o cască. Nu vreți să ieșiți? Spuneți 10 glori, ia? Bine că nu vreți să ieșiți. Acolo sunt, da, du-te și caută-mă. Vezi, poate mă găsești. Unde te duci, viața mea? Ai pierdut ceva? Ce se duce el? Mă, ce trage la cu ipicărul? Nu știu dacă l-auziți, dar eu îl aud de la distanță. Puteți să vă uitați pe hartă de unde trag băieții mei, n-au treabă. Mai trage cu... Mamă, nu mai are cască, săracu. S-a ascuns, gata, s-a înconjurat, nimeni trebuie. Nu, n-am putut să trag. Mai trage tu cu ipicărul, că nu mai e cască în cap. Mamă, m-au blocat în gluri, bă. Ui, bă, o! Ce tău ăla cu puritoarea? Tău, mă, micuța voastră. Bă, dar pe unde vin, mă, ăștia? Numai pe unde trag eu nu vin. Mamă, săraci. O, bă! Așa nu m-am cap cu puriitoarea pe full control. Ori se face că pe full control. Uite și tu cum atinge irea. Mamă, are un cap. Bine, bă, bă, le-am dat la ăștia să mă bată, mă, le-am dat acum la ultimii 4 cel puțin, le-am dat, nu m-am dat cu SG-ul cu 2. Bun, 5-3. Bă, știți care e problema? Dacă bagi playeri, uite, eu făceam challenge-ul ăsta mai des în ultimul timp, adică în ultima, nu știu, în ultimele 2 luni, am făcut challenge-ul ăsta de mai multe ori și am prins oarecum o experiență, să zic așa. Dacă bagi de mai multe ori aceeași player la room, se obișnuiesc playerii pe full control și îți dă numai cap. Și cred că de-aia îmi dă cap ăla așa cu puritoarea pe full control. Nu mai dă cap cu puritoarea, gata. Nu mai dă, băieți, gata, nu mai dă, nu-i mai trebuie. Că după atâtea meciuri pe full control, te obișnuiești, să joci pe full control. O, bă! Mă, ăsta vrea neapărat să mă moare cu ipicărul la apropiere, uite și tu cum trage. Îmi pune ținta pe cap și vrea să-mi dea cap la apropiere cu ipicărul. Și dacă nu mă mișc rapid, fac când dă cap. Mamă, dar sunt mai mulți cu ipicărul. Hai, mă, vină un coace. Bă, lasă-mă, mă, cu ipicărul, nici baterie nu mai am. Normal că eu niciodată n-am baterie, pe cum să am eu baterie, dacă fac challenge-ul la 2 noaptea. Bine, nu-i 2 noapte, dar nu știu cât e. Ui, bă, mă, ce era să-mi ia cap. Era să-mi dea asta cap, cred că mi-a și dat cap, dar nu s-a pus, că am pus glue rapid. Asta e Miguel, că-l știu. Nu, 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 mamă, mamă, dacă îmi dădea cap că nu mi s-a pus glue. Bă, uite cum vine asta după mine, că nu mai suport. Uite, mă. N-a mai trage tu, mă, micuța ta. Și mai e Miguel. Miguel și atâta mai e. Vino cu acea, Miguel, unde ești? Apa, nu mă, mai ieși ăsta, what? A, doi playeri mai sunt. Triple
Aha, am căzut jos. Quatrakill, bun, dacă se face 6. Bă, ce curajos e ăsta, mă, ia vedeți mă la el. Aha. Bine că am zona, bă, dacă avem zona sus. What? What? Ce-a fost asta, mă? Eu vreau să trag în Miguel, în ăla în roșu, gen, și mi-a venit ăsta exact în fața mea și am dat lui cap și Miguel s-a eliminat în zonă. Că l-a prins zona, era foarte low și l-a eliminat zona. Băi, sunteți normali? Fiți antena aici, băieți. Double one shot, Cub Gabi, cum să mai... Mamă, două kill-uri de la mâini, ești nebun? E ăla cu ipicul, bă, care dă cap aiurea. Ăla mi-a dat și prima dată cu SMG două capuri. Mamă, a, și o rundă a murit eliminat, dacă nu mă înșel. Cred că am murit într-o rundă, eliminat, dar nu mă țin minte când. În fine, băieți, mi-am luat aici două SG-uri mari, după cum vedeți, mi-am luat și un Deagle și jucăm numai la one shot. Trebuie să dau numai cap. Bă, mi se pare mie sau ăștia sunt mai nervoși? Bă, stați mă că eu joc la one shot, nu știu cum să vă zic, dar eu joc numai one shot, eu pro player pe one shot, băieți, lăsați-mă în pace cu bum-bumul vostru. Bă! Mamă, cum vin ăștia? Ui, bă, ăsta are ceva cu mine, bă, ăsta cu capul de satană. O, bă, lasă! Double vector! Bă! Băieți, dacă mă prinde ăștia... Sparge glurile, bă, sunteți noi. Bă! N-am mai trage cu vectore. Dar mi-a dat cap. Mă, că nu mai știu cum să fug de ei, săracii. Săracilor, lăsați-mă în pace cu vectorile voastre și cu... Bă, sunt mortul că spamează glue-ul. Așa, dai și cu ipicărul, dai cu tot, dai tot încărcător, dai tot ce se poate. Ai greșit drumul, viața mea, te pup! Mai sunt încă 4. Hai, mă. Mă, asta nu ia cap, mă, asasinul ăsta niciodată nu ia cap. Bine? Nu putea să fie full cap acum? Nu putea, că Free Fire. Ui, bă, vine ăsta cu ipicărul ăsta. Ăsta are ceva cu ipicărul. Spre mulți. Bă, când sunt mulți unii lângă alții, e foarte ușor să mă nimerească, pentru că sunt mulți, știi? Mamă. 6-3. Hai mă, că oricum le mai iau eu o rundă, dă-i mama lor. Aha. Eu pro player pe one shot, băieți, eu v-am zis că sunt pro player pe one shot, vedeți, și capuri dau, uite. Boam! Fiți antenă la asta, ia. Hai, nu m-am gloat. Ești mecher, bă? Na, bă, că mă elimin, hai, ca să mai joc un match cu voi, hai. Că îmi place de voi, că puteam să te mori și pe tine. Nu mai e cască în cap, ai jucat foarte bine. Dar ăsta mi se pare că e de revive, parcă l-am pus noc. Nu mai știu. Dar inițial n-au voie să-și dea revive doar la challenge-ul ăsta, dar... Am mai văzut că și mai da și revive. Bun, băieți, jucăm una bucată Whipicker, pentru că am văzut că toată lumea joacă Whipicker. Nu știu de ce joacă Whipicker, dar... astăzi o să încerc să aflu de ce joacă toți Whipicker. Și mai mult de aia m-am și eliminat, să văd care e treaba cu Whipicker. Bă, de ce jucați toți Whipicker, mă? Ia să vedem noi care e treaba. Are hack cu Whipicker ăsta, dă capuri așa bine, de joacă băieții pe full control cu Whipicker. Înseamnă că eu pe standard ar trebui să-i omor pe toți, nu? Într-o secundă. Hai, primul venit, primul servit. Care vrea să fie primul? Hai băieți, primul, care e primul? Tu ești primul. Bă, sunteți normali, am dat două capuri, bă. Bă, l-am pus noc dintr-un cap și i-am dat două capuri, double cap după aia, sunteți normali? What the fuck? Care e treaba cu Whipicker ăsta? Am hack, dați-vă! Nu mai am hack. M-a blocat în perete. What? Bă! Am ieșit pe partea aia altă. Mi-a dat double cap ăsta. Ăsta e pe standard, sigur. What? Mi-a dat double cap cu spasul, sunteți normali? Eu butel ce sare. Ce ține mă micuța asta? Așa, dă-i și Skylar. Uite cum vine ăsta! Mă, iară mi-a dat cap! Unul trage cu double vector, salut viața mea, te pup.
Ăsta a jucat două runde numai cu Victor. Trebuie să repar casca. Mi-a dat full cap iar cu spasul. Bovere, ăsta să mă bată, mă, dacă nu mi-a dat de 3 ori la rând, deci mi-a dat o dată așa, mi-a dat cu SMG-uri 3 capuri, după aia mi-a dat cu e-pickerul la apropiere cap, acum mi-a dat cu spasul cap. Dar acum nici nu știu de unde a venit, bă, că erau așa de mulți playeri pe lângă mine, nu știu care a tras și cum a tras, dar după aia am văzut că el a făcut kill. Doamne, în fine, băieți, cred că asta va fi ultima rundă, nu știu de ce, dar nu vreau să ajungă băieții la 6-6. Că ar fi urât așa, știi, să mă bată după ce că i-am lăsat o rundă, că puteam să-l bat și pe ăla, că era ultimul. Șansele să mă omoare el pe full control erau mici acolo. Și we picker, câbă Gabi, we picker, aici câbă Gabi de foarte bine la vestă cu we picker-ul. Ia venim cu acea băi. Iută-l. Câbă Gabi de foarte bine cu we picker-ul și cu păritoare la vestă, dă foarte bine, rupe tot. Lasă-mă în pace. Păi, bă, ăsta că... N-am mai dat cu tot spasul cap, n-am mai dat cu spasul cap, hai, mai dat cu capul, spas cu capul, na. Ăștia nu știu cine știe ce doră, dar ăsta se cunoaște că mai juca pe full control, că știe să tragă. Trage tot încărcătorul la nivelul capului și e perfect. Salut, domnul Miguel. Tu vă, mă, micuța voastră, mi s-a întrerupt, băieți, mi s-a blocat telefonul, nu știu dacă mai filmează, dar... Să mă bată, mă, nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul meu, s-a blocat pentru câteva secunde pe loc, deci s-a blocat totul. E vreo, mă, încoace, urâtule. Mamă, cum a trecut glonțul ăla plângă capul meu, ești nebun? Mamă. Ăștia vor să mă omoare, bă. S-au dat pe standard. Aba, nu. Asta nu s-a dat pe standard. Nu, că dacă stau pe loc, iar îmi iau cap. Ce ți-vă, mama voastră, bă, strâi pe mine, bă. Bine, și mai e unul care îmi bat joc de el. Aha. Își bate el joc de mine, acum îmi dă cap și după aia mai mă și bate următoarea rundă și gata, s-a terminat challenge-ul. E greu pe full control viața mea, vezi ce greu e? Stai că am spamat-o prea mult. Săraca. Vino cu aceea că te bag cu pumnii. Are un cap. Poate-mi da acum double cap că mor. Nu mai ai viața mea, o să te duci. Unde te duci? Ia. Mă bate cu pumnii. Hai mă, câtă viață are. Ia da cap și a murit de zonă, bă. Vai, bă, ia da cap exact ce s-a auzit sunetul ăla și a murit de zonă, bă. GG, 7-5, bă, dacă mă bătea acum se făcea 6-6. Bă, Gigi, bă, e ok challenge-ul ăsta, doar că dacă îl faci după mult timp, devine, nu știu cum să vă zic eu, devine greu cel puțin primele runde. Da, uite, e ok, 48 de kill-uri, a fost ok, 16.800 damage, a fost bine. Ok, băieți și fete, bă, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați acord de mare like, un share și un subscribe, nu uitați să vă uitați pe regional să vedeți pe ce loc sunt. Eu sunt Gabi și până la viitoare, v-am pat de vedeți, ceau, bă!